Mulți din noi n-am muncit. Eu, de exemplu, 40 de ani, n-am muncit fizic. După 12 ani petrecuți în închisoare, i s-a deschis o ușă la fabrica de ambalaje Urspac din localitatea suceveană Bosanci și viața lui s-a schimbat radical. Proiectul acesta, prin care foști deținuți sunt angajați și sprijiniți să se integreze în societate, îi aparține fostului luptător Ghiță Ignat, cunoscut și sub numele de Ursul Carpatin. Ideea de business a început din nevoia de a avea fonduri pentru a putea face lucrarea. De acolo a plecat ideea noastră de business. Acum Dumnezeu ne-a trecut așteptările, ăsta e Dumnezeu în care ne încredem, de multe ori știi să facă și să dea mai mult decât suntem noi gata sau știm să cerem. Prin compania aceasta în care producem ambalaje pe zona de fast food, încercăm să fim parte din lucrare, inclusiv cu fabricuța aceasta noastră, angajând oameni care ies din mediul penitenciar și care nu au efectiv unde să meargă și nu-i așteaptă nimeni. Rata de recidivă a foștilor deținuți este foarte mare, de aproximativ 75%. În România, persoanele cu cazier au șanse mici de angajare, iar unele dintre ele revin după gratii doar pentru a avea asigurat un minim de condiții de trai. Imaginați-vă 100 de oameni care ies din încăperea aceasta, 25 pleacă și 75 revin înapoi. E un număr extraordinar de mare. Cred că procentul acesta e atât de mare tocmai pentru că societatea nu este gata să întindă o mână acestor oameni. Sunt catalogați așa cum sunt catalogați. În cele mai multe cazuri, pe bună dreptate, cei mai mulți dintre ei au greșit. Au fost pedepsiți, au fost judecați odată, nu cred că mai este necesar să mai fie încă o dată rejudecați după ce se eliberează. În societate este foarte greu să te integrezi, deoarece faptele care au fost în trecut, mulți se feresc să îi angajeze, iar domnul Ghiță îi ajută cu această firmă, cu acest loc de muncă. Inițiativa e foarte lăudabilă. Din punctul ăsta de vedere, avem suport și moral și foarte fain, foarte. Fiecare își face treaba din conștiința lui, nu trebuie împlinit să vrea spate. Din cauza alegerilor greșite pe care le-a făcut în tinerețe, Ghiță Ignat a petrecut o perioadă din viața lui în închisoare. Aici a cunoscut condițiile în care trăiesc deținuții și a înțeles nevoia de implicare în reabilitarea lor. Nevoia pe care societatea o are este să își îndrepte un pic privirile către lucrurile, știu că e un subiect tabu, știu că cei mai mulți vor sări în sus, vor spune, cum, domnule, dar avem de făcut orfelinate, dar avem de făcut azile de bătrâni, dar avem de făcut... Da, și lucrurile astea trebuie să făcute. Și slavă Domnului că se fac. Dar ce faci cu cel care stă după gratii, iese după un anumit număr de ani și te trezești noaptea cu el în casă? Viața fostului sportiv s-a schimbat după ce l-a întâlnit pe Dumnezeu. Avea atunci 30 de ani și se afla în penitenciarul din Botoșani. Am început efectiv să-mi cer iertare și am început să cer lui Dumnezeu un singur lucru. Mă duc aminte că repetam mereu lucrul ăsta în rugăciunea pe care o duceam acolo și spuneam, te rog să dai un sens nou vieții mele. Iar dacă nu vrei să faci lucrul ăsta, te rog să-mi iei viața în momentele astea, pentru că aveam sentimentul că n-are rost să mai trăiesc dacă ceva nu se va schimba la viața mea. M-am rugat, mă rog, și cred din toată inima că întâlnirea mea personală cu Domnul Iisus, acea întâlnire de care fiecare om pe pământul ăsta are nevoie, acea întâlnire personală a avut loc acolo, pe podeaua aceea murdară din acel arest, din acea pușcărie. Fostul luptător Ghiță Ignat a trăit o experiență care l-a marcat și a înțeles că oamenii pot fi schimbați doar de dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce cred este că singurul care poate să facă o schimbare reală în viața unui om și o schimbare de durată care să țină, e Domnul Iisus.